Narcis suferă de epilepsie, de tetrapareză spastică și de hidrocefalee. Lângă mine este bunica lui, care îl crește cu multă dăruire și multă dragoste, împreună cu mama lui Narcis. El are 15 ani și s-a născut pe când avea doar 6 luni de zile în burtică, s-a născut prematur, din acest motiv este în situația în care este în momentul de față. Din păcate, tatăl l-a părăsit și le este foarte greu bunicii și mamei să-l crească singur de atâția ani, pentru că are nevoie de foarte multe terapii de recuperare ca să nu ajungă o legumă la pat mai rău decât este acum. Dragilor, pe site-ul nostru speranța-pentru-romania.ro avem deschis o campanie de strângere de fonduri pentru Narcis Arfram și aș vrea să vă mulțumesc acum pentru fiecare donație împreună cu bunica și să vă confirm prin prezența mea aici că donațiile dumneavoastră au ajuns la destinație și Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia.